apă cât e mândresc în Sibiu. Sincer să vă spun, nu știu. Mândra mea cât mi-e de dragă, îi dau variante să aleagă. A, cât pajiștea de-o vezi, ce-i plină de căcărez. B, cât brânza cea de oaie, ce miroasă de te-ndoaie, mă. C, cât faci ce-i înalță, ce să frâng când mă descalță. D, cât vânturile toate, ce-mi uscă izmana în spate, mă. Bă, dacă mă scoți o vorbă, ți-au gâtul, bă! Ai înțeles? Zi-mă, da sau nu? Nu e de să zic dacă mă ții la gură, cum să... Bă, sunt căutat de poliție, bă, bagă-mă undeva! Te-aș băga, ești cam mare, domne, nu știu unde să... ce... Uite, treci acolo pe bușteanul ăla și spun că ești nepotul meu. Te pricep la oi. Bă, păi n-ai păscut tu oi cât am furat eu, mă! Șase! Șase! Șase, uite, urcă unul, vine poliția! Hai, treci acolo, treci acolo! Fă-te că mulge oaie, așa! Bă, ăla-i câinele, bă! Și ți-ai dracu cu munții voștri că mult e de urcat! Meșara! Ia uite, bă, barză cu lână! Băi, bă, mă, băi, burebist, dar ce faci, mă? Ia zi, băi, n-ai văzut un cetățean care a comis infracțiuni infracționale ilegale? Hm? Ți rău! Bă, buri, faci mișto de mine, zi, ai văzut vreun hoț că te sparg, zi! Păi da, eu după ce să recunosc că e hoț, domne? După cazier, că e atâta la avea de gras, zi! Ai văzut sau nu? Zi, mă, odată! Brânză, vrei? Lasă-mă, mă, brânza, dracu, zi! Nu mă interesează brânza ta, zi! Dar ai văzut, nu e a mea, domne! Dar nu mă interesează cu e! Zi, ai văzut tu hoț sau nu? Pălincă, vrei? Fire, dracu, pălincă! Tu mă enervezi, zi, mai ai văzut, nu, auzi, că te sparg, auzi, mă enervezi și mă băia toți draci, auzi? Ai mâncat mere din mărul ăla din vale? Da! Am mâncat și care-i problema ta dacă am mâncat? A, păi și unchii mi-au mâncat de acolo. Așa, și ce dacă am mâncat? Și tot așa, s-o agita vreo jumătate de oră și... Și? Să-i fie de bine. Păi, burebista, ăsta cine e, mă? Îi nepotul meu, domne. Zău? De ce te uiți, mă, la mine? Mă cunoști de undeva? Da, mă, da, ți-am văzut poza pe cruce. Când mi-ai văzut tu poza pe cruce, mă? Mâine în Național, mă, mâine. Uite ce de mine, bă, bă, nepoate, o, goete, mă, ce ai cu domnul? Că-i de-al nostru, nu te uiți la fața lui. Domne, dragă, îi nervos de când i-au murit părinții. De? Dar ce-au avut? Bijuterii. Și nu vreau să-i spună unde le țin și... Și ce? Și-a omorât părinți? Băi, nesubțitule, ți-a omorât părinții, băi! Băule, trebuia să-i schingiuiesc, că spuneau ei până la urmă! Toți! Auzi, domne, dar hoțul ăla de-l cauți, ce-a făcut? Ce-a făcut? Cum ce-a făcut? A făcut facultate, liceu, generală? General! Lasă, domne, zic ce rele au făcut. Păi ăștia nu sunt rele, mă, firarile ale dreacu. Eu n-am făcut nicio răutate la viața mea, mă, înțelegi? Ce? Zici că a trecut pe aici hoțul ăla? N-a trecut, domne, pe aici n-a trecut decât o babă, un deltaplan și vreo 300 de mii de turci, dar de mult, am uns 500 de ani. Stop, e clar, acolo a fost. Clar, ori s-a deghizat în babă, ori, nu știu ce e ăla deltaplan, ori are 500 de ani și mamițica are 33. Dar nu te mai agita, domne, e un loc. Hai, și cum e viața pe aici? Cum să fie? Ne naștem, păzim oile 60-70 de ani, după care murim, că doar nu le-am păzit la infinit, așa. Auzi?
mai ia și tu locul ăsta, că mă doare burta, te rog frumos. Dacă te doare burta, ți-o scot eu, mă, ți-o scot. Chiar, bă, bună idee, crezi că mă adorm așa, am scos. Ia, ia încerc. Băi, nepoate, mă, lasă-l, mă, pe domnul în pace, că-mi strici distracția aceea. Domne drag, nu vrei niște pălincă? Ia de mă, ia. Bă, tare, mă, tare al dracu. Tare, bă, care 60 de grade. 60 de grade pe dracu, a avut 60 de grade. Acum cred că mare 52, că 27 le-am băut eu. Auzi? Ce este stixul ăsta? Fluier, domne. Băi, păi știu și eu să cânt la așa ceva. Zău? Ia fii atent! Știi ce am interpretat? Ha? Aria semaforului oprit. Apoi, domne dragă, dar ce meserie ai dumneata? Dirijor, mă, dirijor. Auzi, dirijează și mie oile, că măgarul meu e prost, domne, are IQ egal cu zero. Băi, și dacă are IQ egal cu zero, eu sunt mai deștept de 100 de ori decât măgarul tău, clar? Eu nu pot ți le dirijez, eu ți le parchez eventual, înțelegi? Dar parchează-le! Hai, doișoară, trage pe dreapta, hai! Da, bă, aia cu părul lung, ce te uiți la mine, hipioato? Trage pe dreapta acolo cu dâscul! Nu cu dumneata vorbeam, domnișoară, pleacă de... Ce v-a strâns, bă, așa ca la oi, ha? Plecați de ce? Ia uite și oaia! Cu ce viteză circulă oaia? Dă-mi prin stație! Oaia cu numărul, ce număr are oaia? Zic ce număr are! N-are număr, domne, o cheamă Țurcană. Umbli cu oi neînmatriculate, mă? Wow. Ia să te arestez eu pe tine pentru oi neînmatriculate, pe scrie acolo, subsemnatul, proces verbal? Bă, dar eu nu știu să scriu, domne! Suntem colegi! Wow! Băi! În ce bancă stă? Când ai absolvit clasa întâia tu? Prin 71. 71? Atunci am terminat și eu școala. Da, domne, eu am 4 clase, sunt prost, nu te lua de mine. A, înseamnă că tu ai mai făcut 3 după aia, da. Domne, mă ierți, de? Poftim. Eu trebuie să închid oile, că vine noaptea, mi le mâncă lupul. Bă, prost ești, bă, ia stai, bă, jos, bă. Lupul nu mănâncă oi, bă. Păi da, lupul mănâncă scufiți roși, adică bunici de scufiți roși, mănâncă ies de căpi cu triez și pe aia cad din foc și moare. Ăla-i lupul. Mănâncă oi. Domne, las că știu mai bine. Andrei, ne-și adună oile, ne-ha-ha, Andrei, hai la oi. Cuțul ăla este Andrei, așa îl cheamă pe el? Da, îi veriga puternică din lanțul sălbăticiunilor, domne. Și ălălalt mai sur îi Virgil. Dacă nu era Virgil, n-ajungea miliardar, spun eu. Cum adică? Nu prea înțeleg faza. Cum adică? Ni la el. Virgile, ce oaie e aia? A. Țurcană. B. Merinos. C. Țigaie. D. Berbec. Am. Vezi? A apelat la varianta ajutătoare. A lătrat un prieten. Auzi? Eu zic să-i pui dracu bodniță, că ți le face 50-50. De, domne, ce să-i fac? Copoii fac lucruri trăznite. Așa. Băi, eu vreau să mă culc pe undeva pe aceea, dar n-am unde. Ai unde, domne, am două odăi aceea în stână. Că a mai venit un turist cu prietenă sa și turistul a dormit în prima odaie, n-a vrut să doarmă cu noi. Da? Păi, dar... De ce? Era obosit, a? Obosit. Păi după 20 de kilometri și două bâte în cap, a căzut ca trăznit. Și tu, action, action cu gagica, a? Păi și ce, ești de la CNA? Uite. Adică? Era după 12 noapte, am pus pătratul roșu în geam, care-i problema? Păi, bă, unde e nepotul tău, mă? Unde a fugit? Ei, mă, o fugit. Stai să nu-mi fi furat din oi. 2, 4, 6, 8 plus 3 radical din 15, integrală din el la x plus dx plus 24, nu sunt toate.
Aracu, ce tare ești la geografie, mă, băiatule. Știi așa, cum adică să nu-ți fure din oi? Hm? Domne dragă, mi-o fă frică să spun, ăsta era hoțul pe care îl căutai dumneata. Știam, mi-am dat seama. După ce? Cum după ce? După ce mi-ai spus? Nu, domne, cum ți-ai dat seama că ăsta-i hoțul? Logic, băi, l-am văzut că se scobea între dinți cu o cartelă de metrou și voi în munți nu aveți metrou. Avem, domne, avem metrou în munți. Dar singura deosebire este că ăsta merge pe deasupra pământului, îi tras de cai și îi zice căruță. Deci s-a dus civilizația asta. Păi și eu cum n-ai prin părame, eh? Da, e pământul moale, poți să iei urma ușor. Da, bă, chiar, mă! Ia te încoace un sac, ia-te urma. Eu te firam mama aia. Da, domne, domne, dragă, nu te obosi așa, că o luat-o în sus, pe munte, și dumneata trebuie să-l aștepți aici, că vine cu avalanșa de 4:30 să întoarce. Băi, 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 ești așa. Așa în caz că a luat-o în sus, dar dacă a luat-o în jos, ce fac? E, dacă a luat-o în jos, mai jos de nivelul mării, n-are un să coboare și-l găsești acolo. Bă, tu mă și enervezi pe mine, mă trec spumele, te vine și foame de nervi! Tu ești în complicitate cu infractorul meu? Nu, domne, zău nu sunt. Uite, dacă nu mă arestez, îți dau să mânci brânză câtă vrei, dumneata. Dă-o drag de brânză, eu nu mănânc produse lactivorele ăștia. Eu nu mănânc decât produși vegetariani, de fruct, de... Ia uite, uite-te și tu câte măsline pe jos, ia uite. Bă, și ăștia sunt de la mișto, fără sâmbure. Dacă ai ști câte am mâncat eu de ăștia la viața mea. Auzi? Auzi? Pot să adun și eu vreo 2-3 kg, că e 100.000 kg în oraș, auzi? Poți să le iei și pe toate, domne, că mâine fac oile altele. O pungă eu duc și pentru domnul capitan, că nu pot să... M-a servit întotdeauna. Cum ajung și eu acasă? Păi unde stai? Primăverii 21. Păi te iei după adresa din buletin. Ia uite, Primăverii 21, ia. Încolo. Primăverii 21. În partea aia, Primăverii 21. În partea aia, Primăverii 21. Primăverii 21. I-ai spus ceva, mă? Nu i-am spus, domnule, nimic. Mersi să trăiești. Hai să trăiești și tu. Să trăiești. Ce faci, mă? Eu nimic, tu pușcărie. Capitan Ciobanu, ești arestat. Mișcă-mă. Credeai că scap de mine, eh? Primăverii 21. Primăverii 21. Primăverii 21. Ai, te mai am ajuns. Mă, asta-i casa. Casa mea înseamnă că s-a mutat toate apartamentele la parter. Ce? Hai, mă, Darce, hai că l-am arestat pe ăla. Hai să mergem, hai. Ia, domn capitan, mă, atalirai! Păi, da. Mamă, ai lucrat sub acoperire! Ai văzut? Domn capitan, felicitările! Da, să știți că n-am bătut atâta drum de povară. V-am adus și un cadou. O pungă de măsline, ca de obicei, domn. Și ăștia-s de-lea fără sâmburi. Cum vă place dumneavoastră? De unde le-am găsit, mă? Îi spun, mă,